Salut! Astăzi vreau să vă arăt aparatele care le producem la noi în atelier de produs Rachiu Țuică. Este vorba despre aparatele cu volumele de 17 litri, 30 de litri, 50 de litri, 100 de litri, 180 de litri, 290 de litri și 150 de litri. O să vă explic mai detaliat pe aparatul de 100 de litri ca să înțelegeți construcția lui. Deci toate aparatele noastre au fund dublu și pereți dublu aproape până la jumătate și sunt confecționate din 1,5 mm. Aici este toarnă uleiul, cel mai bine ulei de transformator și aici este țeava care respiră uleiul. Deci, mai departe, capacul este complet detașabil, este foarte comod în exploatare. Are o furnitură de silicon, aici o furnitură de silicon și aici, mai departe, stă o mărginuță în sus. Deci, când se închide acest aparat, se închide ca în Germania. Așa. Mai departe, este legat cu clampuri de tip C. Are 10 cheutori de astea. Acum, ca să economisim timp, o spunem puțin pauză. Deci, cum am asamblat aparatul, am pus toate clampurile, țeava care merge la aparat, merge într-un filtru. Din filtru merge într-un recitor cu volumul de 80 de litri, cu 6 metri de spirala de 1,18 m. Are o intrare jos și o ieșire, ca să puteți schimba apa automat, cu un furtun, sau cu ceva aici deasupra de schimbat apa. Deci este aparatul, asta este kitul standard. Deci așa executăm aparate la toate volumele care v-am vorbit la început. Mai departe, acesta este aparatul de 17 litri. Acesta este aparatul de 30 de litri. Acesta este aparatul de 50 de litri. La el merge recitorul de 40 de litri, cu 6 metri de spirala de 1,18 m filtru. Deci tot cu așa o țeavă merge în complet aparatul. Și mai departe merg aparatele de 180 de litri, 290 de litri și 150 de litri. Astea sunt aparate deosebite care se fac majoritatea cazurilor la comandă. Mai sunt niște opțiuni care vreau să vorbesc despre ele. Este vorba despre coșul care, de exemplu, se montează în acest aparat ca să fructul să lasă sucul împrejur și fierbe în suc fructul, adică nu se lipește de pereți. Nu miroase deloc ars când se face cu așa opțiune. Toate aceste opțiuni se fac la comandă. Deci următoarea opțiune este țeava de scurgere care o avem aici. Puneți vreo pauză. Deci asta este țeava de scurgere care este legată cu camera din interior unde se află productul. Și după ce se face din vid, de exemplu, se dă drumul și e mai simplu în exploatare. Tot asta este o opțiune care se face la comandă. Deci avem standard și la comandă și dacă doriți o calitate mai superioară, este vorba despre deflegmator. Deci, acesta este un dispozitiv care ne ajută să obținem, în limba rusă ar fi caniașni spirit, da? Nu e nici rachiu, nu e nici spirit de 96 de grade, este spirit pentru coniac. Este un dispozitiv inventat de un francez, care ne dă posibilitatea să filtrăm alcoolul într-atât de bine ca să obținem un produs pe final, un produs de calitate extraordinar, superioară. Deci acestea sunt aparatele noastre. Încă o dată vă reamintesc. La 17 litri, 30 de litri, 50 de litri, 100 de litri, 180 de litri, 290 de litri și opțional de 150 de litri. Deci, dacă aveți nevoie de prețuri, un comentariu de tip preț de desubt la video și vă voi trimite răspunsul în privat. Sau telefonați la numărul de telefon 0698 96672.
Numai bine vă doresc, vi se uită acest video și o zi bună!